și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi sunt alături de Daniel Bota, un om super, super fain, cu foarte multe joburi. Azi am fost curioasă să văd ce face Daniel și ce îi place cel mai tare la meseria pe care le are. Știu că e psihoterapeut, psiholog, mai e și director la... Mai este și tată, și soț, și foarte multe meserii. Daniel, care e meseria ta? Aceea de a fi. Prima dată, atenția mea în fiecare zi este că atunci când ies din casă, atunci când stau oamenii, atunci când ating în un fel oamenii, nu să perceapă că au fost, nu știu, atinși de un specialist, ci de un om, un om care simte, un om care aproape de ei, un om care, nu știu, cum înțelege suferința lor sau problemele lor și stă acolo cu ei și noi găsim o soluție pentru a depăși momentul critic sau momentul de adversitate prin care trec. Deci mă asigur în fiecare zi că sunt om. Știu că m-a curtat acest bun moment în care cineva mi-a zis odată, văzându-mă după multă vreme, cât am crescut, cred că au trecut peste 15 ani și el nu mă știa sub nivelul lui, să zicem așa, după o vreme ne-am întâlnit și era mai mare decât el și a zis, mamă, cât ai crescut, dar să știu un lucru, Daniel, a fi mare nu-i mirare, a fi om, nu-i lucru. Așa că m-a prins ideea aceasta că cel mai tare job al vieții este să ai bucuria de a trăi la maxim omenitatea ta. Pentru că asta este cel mai mare atu al fiecărui om, să fie așa cum Dumnezeu a fost. Ce frumos! Uite, că există o meserie de a fi om, uite că am aflat și asta astăzi, și în meseria asta de om, pe lângă a interacționa cu oamenii și a îi ajuta să crească pe multe domenii și poate că au probleme în multe chestii care nu știu să rezolve. Și care e partea care îți place ție cel mai mult să o faci în meseria asta? M-am format în urmă cu peste 15 ani ca teolog. Prima mea școală, prima mea facultate a fost cea de teologie. A pornit de la simpla mea curiozitate sau dorința mea de a-L înțelege pe Dumnezeu într-un mod, să zicem așa, mai plenar. Pentru că eram doar un cititor al Turii, mai citeam câteva cărți legate de zona aceasta și am zis, vreau să știu mai multe despre Dumnezeu. A fost un drum personal, al curiozității personale. Nu mi-am dorit să profesez în primă fază în domeniul ăsta ca și pastor sau duhovnic, ci mi-am dorit să explorez zona aceasta a divinității. Ulterior am terminat facultatea și am lucrat în sensul acesta cu oamenii de aproape, vorbind cu sufletele lor, încercând să le înțeleg freamătul sufletele lor, căutările lor, da, despre după Dumnezeu, am umblat cu ei prin valurile acestea mai întunecate ale existenței umane, ale suferinței, am umblat cu ei prin văile de plângere, dar și în plângere de bucurii și mi-am dat seama la un moment dat că totuși cunosc destul de puțin despre ceea ce înseamnă universul ăsta fascinant pe care eu îl numesc omul. Și am mai făcut o specialitate, aceea de psihoterapie, care cumva mi-a adus o completare în plus a ceea ce înseamnă cunoașterea omului și cum să-l pot pune în acord cu inima lui Dumnezeu. Să pot pune în acord inima omului cu inima lui Dumnezeu. Pentru că în concepția mea, în filozofia mea de viață, Dumnezeu s-a însemnat în fiecare dintre noi, suntem creația Lui. Prin urmare, dacă există o însingurare, dacă există multă depresie în lumea aceasta, dacă există multă tristețe, este pentru că ne-am deconectat de creat de Creatorul nostru. Cel care ne-a creat știe cel mai bine cum funcționăm. Prin urmare, dacă ne deconectăm de la sursă, încercând să ne fim noi sursă pentru bunăstare, împlinire, fericire, vom bâșbui în întuneric, pentru că răspunsurile nu se află în noi. Răspunsurile sunt descărcate în noi din Dumnezeu. Asta e concepția. Așa că astăzi îmbin, zic eu, într-un mod frumos, teologia cu psihologia și cu terapia prin scris, pentru că de foarte multă vreme scriu, am și publicat o parte și câteva broșuri pe diferite tematici, acum sunt unul cu alte două sau trei cărți să vedem câte reușim să facem în următoarea perioadă. Cum se numește și unde le găsesc oamenii? Primul tiraj, sau prima carte a fost publicată în 2009, tirajul nu mai există la ora actuală, s-a numit Un de lemn, sare și parfum. Iar cărțile pe care am scos până acum sunt niște broșuri, niște cursuri pe care le găsesc pe site-ul meu, ascende.ro, acolo la rubrica App Store, acolo sunt câteva e-book-uri
pe care l-am scris în domeniul acesta al relațiilor, în special, dar și un ghid despre cariere, cum să-ți găsești cariera, cum să-ți găsești jobul vieții tale, și o pornesc din zona psihologică și teologică, abordarea aceasta a cum să-ți găsești cumva drumul în viață. Ele sunt e-book-uri, sunt gratuite, pot fi descărcate, cum vă zic, și acestea când sunt câteva dintre publicațiile mele. Am mai scris la reviste, am mai scris la diferite, pe diferite site-uri, și a venit nevoia să am un loc numai al meu, în care să vin cu gândurile mele într-un loc al meu. Așa s-a născut în urmă cu peste 3 ani de zile site-ul ascende.ro. Wow. Deci chiar lucrez pe toate planurile, prin scris, prin vorbit, prin tot ce poți cu oamenii. Vreau să te întreb, care a fost cel mai dificil moment în care ai zis, gata, nu mai vreau să vorbesc, nu vreau să mai văd oamenii în viață, mi-au ajuns. A fost o situație în care ai zis că vrei să renunți la jobul ăsta? Nu, niciodată nu am fost dezamăgit de oameni, deși poate că m-a purtat ideea asta. Să reflectând asupra ei, mi-am dat seama că dacă am zis vreodată nu mai vreau să fac asta, este pentru că am fost dezamăgit de mine. Adică, ce înseamnă asta, această dezamăgire? Știam că pot mai mult și dădeam foarte puțin. Dar pe mine m-a obsedat și mă obsedează în continuare atingerea potențialului, pe care încă nu știu. Pentru mine potențialul înseamnă un infinit. Dar sunt supărat că am un timp finit în lumea aceasta, mă gândesc cu jimb la cei care trăiau foarte mult, la patriarh, cel mai longeviv, Metușelah, 696 de ani, foarte, foarte mult. Da? Și mă gândeam câte poți realiza într-o viață dacă știi să îți disciplinezi existența, astfel încât să dai valoare după valoare. Și eu cred că în noi există un potențial imens. Nu reușim să le explorăm în 80-90 de ani de viață, pentru că abia după 30 de ani ne trezim, cei care ne trezim. Adică, până la urmă, dușbuim. Foarte mare parte din viața noastră, tinerețea, în mod special, deși este un capital fantastic pentru dezvoltare și împlinire și regăsire de sine, noi o risipim. Da? Din acest capital, care nu este infinit, ci finit, 20-30 de ani îi aruncăm pur și simplu pe tot felul de activități și ocupații, și apoi, în viața mea, cam după 25 de ani, am simțit stresul ăsta de că am ratat o mare parte din viața mea, care, până la urmă, este una dintre cele mai importante părți, pentru că este tinerețe, este puterea, este ocazia în care poți să te dezvolți, să acumulezi foarte mult, mintea este ca un burete, absoarbe și ceea ce îi dai, absoarbe. Astfel că dezamăgirea mea a fost în zona aceasta. Am descoperit că am mult potențial, că pot face în 16 ore, 17 ore, pot face multe lucruri care să mi-aducă mie împlinire, dar să și servească umanitatea. Pentru că, pur și simplu, noi nu ne găsim împlinirea doar aducând spre noi anumite avantaje, ci ne găsim împlinirea venind și spre ceilalți. Suntem conectați unul cu celălalt și tu ai nevoie de ceva din ceea ce am eu, pentru că avem daruri similare, dar și diferite. Eu am nevoie din ceea ce oferi tu. În urmare, noi ne simțim întregiți prin fiecare om care vine spre noi, oferindu-se cu ceea ce, cu ceea ce are. Sigur, nu vorbim de gratuități aici, pentru că trebuie să trăim. Dar e vorba că darul meu, pe care eu ți-l dau ție, nu poate fi cuantificat în bani. Pentru că eu, dacă stau cu tine un ceas de vorbă acum, ora mea are un anumit preț în bani. Dar totuși este neprețuită, pentru că am luat o oră din viața mea ca să stau de vorbă cu tine. Tu niciodată, cu oricâți bani mi-ai plătit. Dacă eu mai ajunge la 89 de ani și mai am ultimele suflări și te rog frumos, Daniela, te rog, din ora aia care ți-am dat-o ție odată, mai dăm 5 minute, tu n-ai cum să mă dai. De aceea, orice gest, orice ocazie în care ne întâlnim unul cu celălalt și ne servim unul pe celălalt, este un schimb de viață. Nu îmi dau niște bani. Banii sunt doar niște, nu știu, chestiuni de schimb la nivelul ăsta de valori. Da? Tu dai niște bani, eu îmi cumpăr pe banii ăștia un telefon și sunt happy. Dar, în esență, noi doi schimbăm aici viață. Și în momentul în care eu mă apropii de un om și ofer un serviciu din ceea ce mă pricep, eu îi dau o parte din mine. Și asta mi se pare fantastic. Aici a fost durerea mea, că simțeam că am mult potențial, știam că am multe daruri date de Dumnezeu, dar mă jucam doar cu 2-3. Din acel moment, undeva după 25 de ani,
am zis, wake up, trezește-te și fă mai mult, pentru că poți mai mult. Pentru că ceea ce nu facem cu, în zona darurilor noastre, risipim. Stăm pe YouTube, stăm pe rețele de socializare, ne uităm la filme, pierdem vremea. Când timpul acesta poate să fie investit în noi și apoi oferit altora ca un dar, cum spuneam, neprețuit. Că vezi, dacă stai foarte mult pe orice în viața asta, distrându-te, distrarea înseamnă o distragere de la existență. Iar distragerea existenței înseamnă distrugerea existenței. În urmare, este important să avem clipe de împlinire și de pauză cu noi înșine, în care reflectăm cine suntem, ce am oferit lumii, de ce suntem aici, dar dincolo de un timp care ne alocăm introspecției și bucuriei de a savura un loc ca acesta, de a privi 5, 10, 15, jumătate de oră un loc în natură, dacă ne permitem foarte multe răgazuri inutile, noi ajungem în distracție, care este o distragere de la marea și imensa copodopra existenței noastre în viață. Când știu cât de prețios e timpul pentru tine. Pentru toți e prețios, dacă nu conștientizează. Ți-ai luat un pic din timpul tău, adică o oră, să vorbești cu noi. Vreau să te mai întreb, ce îi spune unui om leneș? Leneș la minte, mă refer. Da. În primul rând, l-aș conștientiza de valoarea vieții lui. Îmi place foarte mult anumită abordare cu oamenii, în abordarea mea cu oamenii, să îi întreb de ce fac ceea ce fac. Un om leneș este un om care are o suferință. Dar orice om care este apatic, orice om care se sustrage de la existență în frumosul ei, are o suferință. Cândva a fost rănit, are o chestiune emoțională. Și uneori, foarte multor oamenii, când sunt supărați pe cineva sau pe viață, au tendința să se pedepsească tot pe ei înșiși, pentru că așa s-au cablat defectuos. Dacă tu, de exemplu, mă superi, da? Dacă am fi trăit în urmă cu 20 de ani, când nici eu nu știam lucrurile acestea, dacă mi-ai fi spus ceva neplăcut despre mine, mai fi și gândit, aș fi stat probabil, nu știu, o jumătate de zi, o zi, să mă tot gândesc la ce mi-a zis Daniela. Poate că n-aș fi mâncat, poate că aș fi fost nervos. Toate astea se le contează tot la mine, că Daniela a zis întreaba ei și a spus ce a avut de spus și eu stau și sufăr. Eu am dat aminte în viața mea acest gând, de ce să mă pedepsesc eu pe mine pentru ceea ce îmi fac alții? Adică dacă a zis ce a zis, este impresia ei sau lui despre mine și fiecare om are dreptul să aibă o impresie. E, un om care este leneș, aș încerca să-l trezesc. Pentru că, repet, fiecare oră, fiecare minut care îl trăiesc în nonsens, se ia dintr-un acest capital finit, irreversibil, în viața mea. Și aș încerca să vedem care e suferința lui, aș încerca să îi înțeleg durerea lui și să încercăm să construim de aici. De multă vreme, zic eu, nu mai judec oameni, pentru că trecând atâți oameni până mâna mea, să zic așa, am înțeles că fiecare om are o poveste de care eu nu sunt conștient. Și dacă trec pe lângă el și văd că are o anumită, nu știu, atitudine sau, nu știu, văd în șansă sau văd că pierde vreme, dacă e ceva care mereu mă trezitez cu el, de obicei judecam, uite asta ce face. Dar vă dați seama că fiecare om care are o anumită atitudine apatică față de viață, are o suferință interioară, care poate pune chiar din vremea copilăriei, fie a fost abandonat de mamă, de tată, fie a avut un parentaj defectuos, adică părinții s-au comportat cu el, fie cu asprime, fie cu neglijență, și o grămadă de alte lucruri care pot veni din zona aceasta, iar omul s-a închis în el și a decis încă de până într-o viață nu are sens. În urmare, dacă și-a caplat mintea în felul ăsta că viața nu are sens, mintea va atrage tot felul de motive care să întărească această credire că viața nu are sens. În urmare, de ce să facă ceva când în aceeași groapă merge și bogatul și săracul, până la urmă nu avem nicio garanție în eternitate, hai să o trăiesc așa măcar în letargie. Doar că, oricum am luat, letargia sau lenia este o mai mare suferință pe care ne-o producem decât dacă facem ceva. Pentru că noi abia atunci simțim că existăm în momentul în care facem ceva. Pentru noi înșine, dar și pentru alții, cum spuneam, pentru că nu ne găsim pe noi înșine doar decontând în noi înșine ceea ce facem, ci oferim și altora.
aș conștientiza. Păi, hai să vedem care e problema, hai să vedem pe pot ajuta cu ceva. Pentru că există speranță, există răspunsul la problemele. Da, absolut. Și cred că toți oarecum trecem prin perioade de astfel de nevie, să zic așa, pentru că nu ne-a ajutat ăsta sau situația aia nu a fost bună sau tot timpul să ne găsim scuze și cred că ce ai spus tu acum e foarte, foarte valoros pentru toți cei care mă urmăresc și consider că lenevia e oarecum parte din viața oamenilor care nu prea progresează în job sau în nimic. Da, dar cum ai spus, există o mare mulțime de oameni care sunt setați pe modul victimă. Da? În momentul în care te setezi pe modul victimă, n-am avut părinții ca lui X, n-am avut copilăria ca lui Y, n-am crescut în casa lui X sau așa, n-am avut pedigriul pe care l-au ceilalți, când ne setăm pe modul ăsta victimă, noi nu putem să progresăm. Pentru că, știi, victimizarea devine și ajunge și o dependență. Victima dorește niște pusee, așa, un zăhărăt din când în când să-i dea cineva să-l mângâie pe spate, hai, ridică-te. Și dacă, fiind victimă, găsesc pe cineva care să mă ajute, să mă scarpe între coarne, zic, e ok așa, că măcar sunt doi, trei care au compasiune față de mine. Însă, mentalitatea de victimă este cumva o autosabotare. Prin urmare, te autocondamni la o viață de insignifianță. Pur și simplu, noi nu avem motive să dăm înapoi, prin orice am fi trecut. Nu avem motive să ne oprim în ascendența noastră, chiar dacă uneori cădem de pământ, la pământ. Fiecare om are puterea să transforme o adversitate în oportunitate. Până la urmă, atât în viața mea, cât și în viața altor oameni care au făcut mai multe în viața asta, mi-am dat seama, în discuția cu ei sau urmărindu-i, că adversitatea a fost cea care i-a construit în oameni care au găsit oportunități de a se depăși și de a depăși starea lor. Nimic nu se întâmplă frumos fără adversitate. Dacă, de exemplu, un copil crește buf, dacă un tânăr crește într-o viață de bani gata, după statistici, da, acești tineri, acești copii au șanse mai mici de a fi fericiți, de a fi împliniți, pentru că se vor lovi la un moment dat de viață și vor vedea că viața nu este puful de acasă. Adversitatea, chiar dacă nu ne place, durerea, chiar dacă nu ne place de ea, ca un profesor eminent, da? Este totuși un profesor foarte bun. Durerea, nu fie prea multă durere, dar suficient de multă durere ne priește. Chiar există o filozofie în dezvoltarea personală umană, se numește adversitate intenționată. Da? Ce înseamnă asta? Că din când în când, în momentul în care simt că nu mai dau randament, că intru într-o letargie, să îmi pun mintea mea, să mă oblig pe mine să fac lucruri care sunt în afara zonei de confort. Cum ar fi, de exemplu, să faci chitară, pian, deși ai 20-30 de ani și ai putea crede că nu mai prinde nimic de tine, încearcă, dacă ți-ai dubi odată să cânti la pian sau la chitară, sau încearcă să depășești zona de confort. Creează ceva. Ieși din zona asta. Pune-te într-o ostilitate intenționată, adversitate intenționată, astfel încât să nu-l încezești acolo unde ești. Omul care nu mai crește, stagnează și coboară. Da? După rutină urmează rugina și apoi ruina. Spre sfârșit, Daniel, aș vrea să te întreb care e maxima ta favorită și maxima care te-a ajutat, nu știu, care consideri tu că te-a ajutat pe majoritatea vieții tale? Păi sunt mai multe. Nu am una care m-a ajutat tot timpul, eu le-am mai schimbat de-a lungul timpului. Însă spun vreo două sau trei din etapele mele de dezvoltare. Una a fost această maximă, această înțelepciune pe care Hristos a expus-o, și anume, se numește regula de aur. Tot ce voi să facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Asta m-a ajutat foarte mult pentru că mi-a dăgit un pic orizontul. Dacă vreau să ajung undeva, dacă vreau să cred, dacă vreau să mă dezvolt, nu pot doar de unul singur. Am nevoie de conexiune. În urmare, dacă vreau să fiu bun în ceva, va trebui să ofer serviciile mele altcuiva. Chiar dacă uneori trebuie să cari o servietă la cel care vrei să, la acela care îl ai ca model și vrei să ajungi ca și el. Te oferi să cari servieta. Îi faci un serviciu astfel încât pur și simplu să
atingi sufletele oamenilor, să te descopere în primul rând ca om și apoi ca și competență. Aceasta a fost o parte din timpul meu, m-am ghidat după această maximă. A doua maximă care m-a clăuzit e tot una care vine în zona aceasta a altruismului, și anume fiecare, zice Sfântul Apostol Pavel, să privească pe celălalt mai presus de el însuși. Asta m-a ajutat să înțeleg că nu sunt buric cu pământul. Asta m-a ajutat să înțeleg că oricât de mult ar ști, există oameni care știu mai mult decât mine. Și că fiecare om are sau trebuie privit un pic mai sus decât mine, asta încât să mă îndrept. Pentru că, cum spuneam mai devreme, eu pot să mă laud cu anumite tipuri în fața ta, dar cu siguranță tu ai ceva pe care eu nu-l am. În urmare, asta te face, nu neapărat, nu-ți dă un avantaj înaintea mea sau în fața mea, dar îți dă un atu. În urmare, dacă eu mă servesc de ceea ce tu mă oferi, eu voi fi mai bogat, voi fi mai plus fătește. Și a treia maximă pe care acum o am este ascende, urcă, mai mult, mai bine, mai sus. Niciodată nu coboră în ștacheta, niciodată nu te poticni în zonele de vale în care uneori viața te trântește. Niciodată nu renunța la visele tale, niciodată nu renunța la înaltul pe care Dumnezeu l-a pus în sufletul tău. Totdeauna să fie mai bine, întotdeauna să fie mai mult. Nu înseamnă de calitate, ci înseamnă de calitate, în sensul de calitate. Și întotdeauna ridică cumva ștacheta un pic mai sus. Astăzi decât el. Nu pentru o concurență cu celălalt, ci o concurență cu sinele tău. În conceptul meu, repet, eu cred că fiecare dintre noi avem un potențial imens. Și dacă mă uit la oamenii din dreapta și din stânga care au făcut foarte multe în viața asta, ei nu sunt mai deștepți decât mine. Au avut o disciplină mai bună decât a mea, au avut curaj, au riscat mai mult decât mine, au format mai multe legături cu oamenii, au eșuat de mai multe ori și nu le-a fost neapărat rușine să mai și cadă, pentru că nouă ne este foarte frică de cădere. Dar căderea sau eșecul este un alt profesor important în viață. În urmare, cu cât vrei mai repede să ajungi om de succes, cu atâta trebuie să eșuezi mai repede. Cam asta ar fi câteva dintre gândurile prelustoare pe care le-am avut dar în timpului și acum pentru acesta care este și motorul asociației pe care o conduc personale, Accente Live, și motorul pe care îl duc spre clienții mei, poți mai mult, poți mai bine și poți mai sus. Eu nu mai am nimic să te întreb, Daniel, însă sunt sigură că cei care ne urmăresc o să aibă foarte multe întrebări. Unde te pot găsi cel mai repede? Pe site-ul pe care eu îl administrez, ascende.ro, pe pagina de Facebook Daniel Bota, pe TikTok Dani Bota și pe Instagram Daniel S. Bota. Deci, și pe YouTube, alege. Pe canalul de YouTube Ascende by Dani Bota. Super. Și am înțeles că pregătește și multe alte surprize de YouTube. Așa da, că stați pe aproape să-l auziți și vedeți, pentru că e un om foarte fain. Mulțumesc Dani, o să-ți dau un cadou. Mulțumesc. Să văd dacă știi despre ce e vorba. O oglindă. Exact. Da, vorbim de legea oglindirii, da, probabil că... Am văzut unul dintre, cred că TikTok-urile tale, da, și m-a inspirat foarte mult și pentru asta vreau să-ți mulțumesc pentru un fel original, zic eu. Și vouă, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-i dați un like și dacă aveți ceva întrebări pentru Daniel... Subscribe! Dacă aveți ceva întrebări pentru Daniel, nu uitați să-l contactați. Are foarte multe medii de socializare, așa că el poate să vă răspundă mai înțelept și mai aproape de răspunsurile pe care voi aveți nevoie. Așa că vă pup mult! Bye-bye! Apoi o altă maximă care m-a ajutat foarte mult este... Cine asta? E tu, nu asta de sus. La ore fixe, tot timpul bate și începe de la 8 dimineața până la, cred că 9 sau 8 sau 9 seara.